te duci, te spovedești la biserică și o să începi pe urmă să spovedești dincolo. Unde? Păi asta poate că era pe vremea lui Ceaușescu. E și acum, șef. E și acum. Da? Da. Ce credeți că a murit? Nu vor să se pună contra cu biserica. Are legătură cu votul? Păi bineînțeles, cum? Dar totul are legătură cu votul. Guvernul că nu mai au voie să ia bani la cununii, la botez, la nunți, preoții. Și faptul ăsta că se impoziteze bisericile, dar sunt de acord, le impoziteze. Dar bineînțeles, orice venit trebuie impozitat. Și din vânzări, și din închirieri. Deci tot ce să obții bani, trebuie să plătești la stat datorie. Asta, eu așa sunt cinstit. Ia părândărâtul, cum se numește. Adică și împărtui și ei. Bineînțeles. Deci ale mele da și ale lor nu. De ce în România nu sunt impozitate? Bună întrebare. Și există și ajutor al bisericii către, să spunem, partidele de la guvernare care ajută eventual în campanii electorale, nu? Îi ajută biserica. Voturi aduce biserica a diferitor partide. Și e firesc? Imperfecțiunile în politică sunt multe.